Bună ziua, domnule Cazan, vă rog frumos să vorbiți despre prezență. Stimat domn prim-ministru, absentează domnul Popescu, domnul Voicu și doamna Vlach. Ședința este deliberativă, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, colegi, a trebuit să ne întrunim rapid pentru a lua o decizie care ține de corectarea cheltuielilor pentru câteva localități sau pentru un raion. Dacă nu greșesc, doamna ministru o să ne spună de ce e vorba de alocarea resurselor suplimentare pentru a asigura resurse pentru salarizare, pentru că știm că legea salarizării și mai ales planificarea pentru acoperirea cheltuielilor pentru legea salarizării de către guvernarea precedentă nu a fost făcută tocmai corect și, așa cum am procedat și în trecut, trebuie să introducem anumite corectări. Avem acest subiect pe ordinea de zi și mai avem două subiecte, da? La problema cadrelor și dacă aveți întrebări sau comentarii la agenda, vă rog să le formulați. Nu sunt. Cine este pentru a aproba agenda? Vă mulțumesc. Primul subiect îl prezint eu, da? Mi-a venit și mie rândul să prezint un subiect la problema cadre și acest subiect este despre eliberarea domnului Andrei Spânu din funcția de secretar general al Guvernului din data de 14 noiembrie 2019 în baza cererii de demisie. Este decizia domnului Spânu, pe care noi o regretăm, pentru că a fost un secretar general excelent și eu vreau să-i mulțumesc cu această ocazie și sper că și dumneavoastră împărtășiți această apreciere. Andrei, mulțumesc. Acum sunteți împotrivă. Nu, doar pentru că încă nu am votat, doar am vrut să fac o remarcă, doamna prim-ministru. Chiar ieri, colegii ai mei din Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au vorbit și au rugat să transmit mulțumiri pentru colaborarea cu domnul Spânu, pentru că a fost într-adevăr un foarte mare sprijin, având în vedere și colaborarea noastră cu instituțiile din subordine, deci mulțumiri. Chiar și așa, în pofida acestor aprecieri pozitive, trebuie să pun la vot acest subiect. Cine este pentru această decizie? Vă mulțumesc. Următorul subiect îl prezintă doamna ministru Nemerenco. Stimați colegi, stimați doamnă prim-ministru, rog să fie acceptată cererea de demisie a domnului secretar de stat Alexandru Voloc, care și-a depus cererea și o am aici. Și a doua cerere o să le votăm separat, este de la domnul secretar de stat Ion Dodon. Eu, înainte de a pune la vot aceste două cereri de demisie, aș vrea să mulțumesc foarte mult acestor doi secretari de stat care și-au depus astăzi cererea de demisie pentru competența foarte înaltă și pentru suportul care l-au acordat în elaborarea tuturor actelor, tuturor deciziilor, activității Ministerului Sănătății pe aceste complicate 5 luni de zile. Vreau să le mulțumesc oficial și deschis. Sunt ambii persoane de o competență, un profesionalism foarte înalt și totodată o corectitudine foarte înaltă, ceea ce trebuie să fie caracteristic unui funcționar public sau persoană cu demnitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Din păcate, statul pierde oameni valoroși, dar asta este realitatea. Cine este pentru a susține prima decizie, pentru că trebuie să votăm separat? Mulțumesc. Și a doua decizie, consilierul domnul... Tot secretarul, domnul Dodon. Am votat. Mulțumim. Și subiectul care ține de repartizarea alocațiilor bugetare, doamna ministru Gavrilița. Stimați membri ai Guvernului, după cum cunoașteți, legea numărul 270 cu privire la salarizarea în sectorul public a fost adoptată rapid, fără a avea calculele bine fundamentate, deci cu multe calcule, dar fără informații care ar permite acoperirea corectă a acestei legi cu resurse financiare. De aceea, în bugetul pentru anul 2019 au fost prevăzute mijloace cu 1 miliard 200 și milioane de lei mai puțin decât este necesar pentru implementarea legii. Mai mult ca atât, nu era clară distribuția pe localități, de aceea în legea bugetului este un fond
pe care îl redistribuie guvernul prin hotărâri. Am luat mai multe hotărâri în aceste 5 luni și iată că și acum venim cu o hotărâre de guvern pentru a acoperi bugetele locale cu finanțare pentru plata salariilor. Deci, după executarea cheltuielilor pe parcursul a 10 luni, s-a conturat mai bine volumul cheltuielilor și autoritățile ne informează regulat care sunt necesitatea de finanțare pentru a acoperi salariile crescute. Pentru această hotărâre de guvern va asigura salariile pentru lunile octombrie și noiembrie. Este pentru mai multe raioane și localități. Proiectul prevede repartizarea a 484,1 milioane de lei din alocațiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019 a autorităților publice locale la ambele niveluri pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de implementare a legii 270. Și acestea se fac și prin transferuri cu destinație specială și prin transferuri curente cu destinație generală. Desigur că următorul guvern va trebui să urmărească care este situația la nivel local și să vină cu hotărâri adiționale pentru distribuirea finanțelor autorităților publice locale pentru acoperirea cheltuielilor în luna decembrie și dacă vor fi restanțe pentru noiembrie. Mulțumesc. Întrebări la acest subiect? Nu sunt. Cine este pentru a susține această decizie? Vă mulțumesc frumos. Și cam asta a fost agenda pentru astăzi și se pare că asta a fost ultima ședință a acestui guvern. Și, dragi colegi, eu vreau să vă spun că a fost o onoare și o plăcere să lucrez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult! Ați fost și sunteți o echipă minunată. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru cetățeni. Vă mulțumesc pentru că am reușit să lucrăm ca o echipă și vă încurajez să lucrăm în continuare în interesul cetățeanului, pentru că sunt tare multe lucruri pe care trebuie să le facem astfel încât cetățenii noștri să ajungă să trăiască într-o țară a bunăstării și într-o țară în care li se face dreptate. Vă mulțumesc tare mult! Doamna prim-ministru, mă consider obligat să vin cu mică declarație având în vedere evenimentele care se produc astăzi. Stimați colegi, asistăm cu toții în ultimele 48 de ore la o operațiune coordonată denumitul Dodon, de la cel mai înalt nivel, de la nivelul instituției prezidențiale, și această operațiune vizează stoparea cu orice preț a eforturilor noastre de a reclădi democrația și statul de drept în Republica Moldova. Una din principalele mize o reprezintă fără îndoială preluarea controlului asupra pilonului statului de drept și a fost eliberat complet din captivitate Ministerul Afacerilor Interne. De altfel, când mi-am asumat imensa responsabilitate de a conduce această instituție, am făcut-o inclusiv pentru a preveni și a nu admite ca securitatea națională să ajungă pe mâinile unor forțe potrivnice parcursului nostru democratic și european. Am preluat o instituție epuizată moral, disfuncțională și supusă unui control politic total. Chiar dacă mandatul nostru al tuturor și al meu a fost foarte scurt, am reușit să eliminăm aceste influențe toxice și să reorientăm Ministerul Afacerilor Interne în sensul respectării plenare a drepturilor omului, al eliminării schemelor abuzive ce fuseseră tolerate, precum și al asigurării transparenței concomitent cu demararea unui proces de modernizare instituțională. Am reluat parteneriatele internaționale. Îmi exprim public speranța că viitorul ministru nu va strica ceea ce s-a realizat și că nu va accepta ceea ce pare a fi un plan ce urmărește reinstaurarea autoritarismului în Republica Moldova. Voi urmări îndeaproape ce se va întâmpla de aici încolo la Ministerul Afacerilor Interne. Acest minister, și o spun asta pentru toți polițiștii și pentru toți cetățenii Republicii Moldova, nu este al lui Dodon, este al oamenilor și doar al oamenilor trebuie să le slujească. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la procesul de reconstrucție instituțională și să vă asigur că mă voi baza mereu pe oamenii buni în această țară, inclusiv pe dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Dacă mai e cineva care vrea să vorbească,
Dacă nu, vă mulțumesc. O zi bună.